Lipsa precipitațiilor din această vară a provocat o secetă extremă, iar consecințele se văd abia acum. Producția la hectar pentru majoritatea culturilor din vară s-a diminuat drastic, în special la rapiță și culturile păioase. Pe cele peste 9500 de hectare de rapiță întoarse în această primăvară s-a constatat o reducere cu 80% a producției, iar situația nu este mai bună nici pentru celelalte culturi. La grâu, dintr-o suprafață în producție de 61.680 de hectare, s-a realizat o producție medie de 2.505 kg la hectar față de 3.259 în anul 2014, secară pe o suprafață de 18 hectare, producție realizată 1.722 kg față de 2.961 în 2014, la triticale pe o suprafață de 924 hectare, producție 1.910 kg față de 3.037, orz pe o suprafață de 5.599 hectare, producție realizată medie de 2.910 kg față de 3.416 în anul precedent, orzoaică de toamnă 969 hectare, producție realizată 2.860 față de 2.837, orzoaică de primăvară pe o suprafață de 6.572 hectare, producție realizată 1.225 kg față de 1.767, rapiță 4.482 de hectare rămase în producție, cu o medie realizată de 1.930 kg față de 2.752. Pentru evaluarea pagubelor produse de secetă, autoritățile au întocmit procese verbale pentru o suprafață de peste 12.000 de hectare. Cele mai multe documente au fost încheiate cu agricultorii din comuna Cavadinești, peste 100 pentru o suprafață de peste 4.000 de hectare afectate. Realizat de către instituția prefectului, Inspectoratul pentru situații de urgență județean, cu sprijinul comisiilor locale pentru situații de urgență și a Direcției pentru Agricultură, situația centralizată la nivel de județ privind pagubele fizice și valorice produse la culturile agricole, plantații, pășuni și fânețe, din care a rezultat o suprafață afectată de 228.663 hectare și o valoare estimată a pagubelor de 361.117.000 lei la data de 27 iulie 2015. Precizăm că la momentul actual atât suprafețele afectate cât și pagubele au crescut datorită condițiilor nefavorabile manifestate în următoarele 3 săptămâni. În ceea ce privește numărul agricultorilor afectați, acesta cuprinde marea majoritate a producătorilor din județ. Potrivit datelor Direcției pentru Agricultură Galați, se pare că și însămânțările de toamnă vor fi afectate, deoarece pământul nu a putut fi arat în totalitate și pregătit pentru cultivare, iar situația nu se va îmbunătăți nici în anii următori, având în vedere că sistemul de irigație este la pământ. Datele arată că doar 5% din suprafața arabilă a județului a fost udată. Pe lângă sprijinul anunțat de Ministerul Agriculturii pentru agricultori, ministrul Daniel Constantin propune încheierea unui acord între toate forțele politice pentru reabilitarea sistemului de irigații.